Salutare toată lumea și bine v-am găsit la unul din cele mai așteptate videouri pentru mine, mai ales pentru că au trecut aproape 6 luni de când mi-am achiziționat calculatorul și m-am gândit să fac un review total cu păreri, probleme, plusuri, minusuri și tot setup-ul meu astăzi. Deci pot să vă zic din start că placa video m-a lăsat surprins într-un mod plăcut și e cea mai importantă, deci haideți să începem cu ea. Pentru cei care nu știau, este un GTX 1060 pe 3 GB, pentru că la momentul ăla nu aveam banii pentru una de 6 GB, sau aveam banii, dar trebuia să mai scad din altceva, ceea ce nu vroiam. Vroiam să fie echilibrate. Ca să nu intrăm în mare specificații tehnice, folosește același procesor grafic ca cea de 6 GB pe 16 nanometri. Și da, am încercat să rulez în 8K, videoclipuri, merge perfect, numai că se încarcă mai greu din cauza vitezei internetului meu, cred. Dar în jocuri nu m-a dezamăgit, decât că nu știu, eu am destul de multe procese active, asta să vă arăt. Și asta s-ar putea să mănânce. Înțelegeți ce vreau să zic. Așa. Și da, are un port DVI, două display porturi, un HDMI sau 3 display porturi. 2 secunde, că nici eu nu mai știu. Nu m-am mai uitat în specificații de când. Porturi. Un DVI, un HDMI și 3 display porturi. Ca să vă zic sincer, monitorul meu, care e unul foarte bun, 21 de inch, 2 milisecunde de timp de răspuns, este VGA, dar avea în cutie adaptorul ăsta, pe care a trebuit să-l cumpăr din banii mei și care acum nu este disponibil, dar asta nu contează. Deci ăsta a fost încă aproape 1 milion în plus și mi s-a părut cam exagerat prețul, dar nu scade din performanță așa mult, așa că nu pot să zic că mă deranjează. Deci singura problemă la placa video a fost că după vreo 3 luni driverul a început să-mi facă probleme din GeForce Experience. I-am dat 2 secunde. Cred că și face și update. Bună, și face el update. Să vă explic, i-am dat update, i-am dat Express Installation, parcă, sau Custom. Da, i-am dat Custom ca să fac eu niște setări, cum le fac și acum de obicei. Și nu mai mergea, intram în jocuri, aveam 5 frame-uri, pentru că cred că se folosea placa video integrată. Și am stat vreo săptămână așa, m-am umplut de nervi. Până când m-am gândit, bă, hai să iau CD-ul, să-mi pun și o unitate optică. Da. Am stat, am căutat eu prin calculatoarele vechi și mi-am pus o unitate optică care nici acum nu merge bine. Dar am mers atunci, deci atât m-a interesat. Și până la urmă am rezolvat. Dar... și dacă toți suntem aici, Hitman. Nu am voie să pun la Hitman, cel puțin când îi dau play din launcher, nu mă lasă să pun mai mult de medium la setări, pentru că placa are 3 GB. Cred că de asta, că alt motiv nu-mi explic, ea poate mai mult. Ok, lăsăm placa video. Cam l-au dat-o prea mult. Singurul minus al ei ar fi memoria video. Dar diferența e cam mare, 5 milioane pe bune, 5 milioane pentru 3 giga. Deci nu mi explic, dar oricum. Carcasa. Am instalat și eu niște componente în ea, eu nu sunt prea bun la chestia asta și m-am descurcat destul de bine, nu m-am chinuit mult. La 200 de lei ce pot să cer mai mult, are și un USB 3.0 sau 2. Ia să-ți așa.
A, un USB 3.0 și 2.0. 6 kg e ușurică, 6 kg nu poți să zici că e grea. Are și panou lateral, mai ales că placa mea de bază are lumină, permite asamblare Gold și Wire Management, deci nu am putut să cer mai mult. A fost recomandată și de experții cu care mă știu eu și o cacofonie mic acolo. Și memoriile RAM, n-am avut nicio problemă, mi le-a citit din start. What? Ce? Ok, asta nici eu nu știam, automatic overclocking. Da, să vă zic o fază cu overclock când o ajunge. M-am gândit să-mi iau un dual channel pentru că îți dă un pic de boost. 5% sau cu tot fie acolo, dar mă ajută, mai ales că sunt doar 8 giga. M-am gândit să fac așa decât să-mi iau o plăcută de 8 giga. Vă dați seama că o să-i pun 16 de Crăciun sau când nu-i mai face rost. Hai să vedem ce urmează. Placa de bază Messi B150M mortar. Are și luminițe din câte știu, numai că e cam greu să le folosești, să te chinui cu ele. Primești și un mouse cadou. Nici nu știam de el, are 1600 sau 2000 de DPI, are greutăți. Arată ca lumea. Vedeți ce zic? Și acum l-am și nedesfăcut. Și poate să fac giveaway cu el la 1000 de abonați. Poate, nu știu. Deci placa de bază, nu prea am ce să vă zic despre alaltă, super ca lumea. Are mortar în nume. De la mortal. Are așa, un port PS2 pentru device-urile vechi, tastatură mouse, VGA, DVI, 1, 2, 3, 4, USB-uri 3.0, un internet care nu știu dacă poate duce până la 1000 de mega. 2 secunde să văd. Da, poate duce până la 1000 de mega. Ceea ce a fost în complus și m-a făcut să o aleg pe asta. Are un sistem audio destul de tare, mai ales că eu folosesc microfon și nu mi-am cumpărat un microfon cu stație, așa că am nevoie de așa ceva. Asta e pentru antenă, caz de vrei să-i pui antenă pentru Wi-Fi. Port HDMI, ce mai are? La ăsta e portul de internet. Și are suport audio 7.1, nu știu dacă e 7.1 real, adică surround, sau 7.1 virtual. Cred că e 7.1 virtual. Clear CMOS este asta. Deci placa video nici cu ea n-am avut nicio problemă. Are un BIOS destul de ușor și frumos făcut și ca design. Procesorul aici m-a mirat un pic. Recent am observat că dacă îi dai să facă, bine, și nu neapărat. De exemplu, hai să zicem că eu intru pe, am deschis mai multe pagini pe net și nu uploadez nimic. Procesorul intră în turbo la 3.4 GHz. Și eu nu l-am pus să fac asta, ceea ce nu e rău. Doar că te mănâncă mai mult la consum cu vreo 15W. 15-20 de W. Și mi s-a părut ciudat, sincer. Mă gândeam că trebuie să stai la 2.8 3.0 3.2 maxim. Dar nu e rău. Pe mine chiar mă ajută, mai ales când editez, ceea ce nu prea mai fac, pentru că m-a enervat ceva. Oh, stai 2 secunde.
scuzați pauza, a intervenit ceva. Sper că n-a stat prea mult. Ok. Deci procesorul, v-am zis, e faza ciudată, cred că... Sau... Ba nu, ăsta era. Și ai și un cooler stock cu care, din nou, nu am avut probleme, mi-a plăcut foarte mult. Nu se aude deloc. Și ține procesorul sub, cum să zic, 65. Nu mi-a ajuns mie la 65, că n-am făcut editare intensă sau să mă joc Euro Truck 10 ore. Dar înțelegeți ideea. Sursa e una din cele mai cumpărate din câte știu de pe PC Garage. Am vrut să fie ceva cu peste 450W, certificată, nu neapărat modular, dar să aibă toate firele de care ai nevoie și am primit asta. După cum puteți vedea, n-ai nevoie de mai mult, cel puțin eu. Chiar dacă îmi pun un i7, o să-l țină fără probleme, din ce știu. Despre placa video am vorbit. Și faza cu bonusul pe care l-am primit în valoare de 200 de lei. Chiar am început să mă joc un pic Paragon, e ceva gen Dota 2, doar că cu grafici mai bune și mi-a plăcut. SSD-ul a fost mult scandal, în sensul că era 3 milioane jumate în momentul în care l-am cumpărat-o de Black Friday și după ora 12, nu știu, pe la ora 6 dimineața, 8, ceva de genul, am primit notificare, nu mai mi-amintesc, că s-a scumpit, că comanda dumneavoastră costă cu 1 milion, 1 milion și jumate mai mult. Mama s-a enervat, le-a dat o grămadă de mesaje și până la urmă băieții de la PC Garage au dat seama de greșeală și au scăzut, vă dați seama. Puteau să fie dați în judecată pentru asta, din ce știu. Dar este de 240 de giga. L-am folosit vreo 2-3 luni până mi-a venit hardul. Că n-am mai pus și hard în prețul ăla. Și prețul total este, dacă am terminat cu toate, și serviciul de asamblare standard. Chiar că e serviciul de asamblare standard, pentru că pur și simplu mi l-au pus acolo, firele erau nu prea bine puse, dar așa, în așa fel încât să funcționeze. Și discountul ăsta era de la scandalul făcut cu SSD-ul. Și ăsta e prețul total. Doar, bine, acum nu cred că mai este ăsta, cred că e la 35 spre 40, pentru că s-au scumpit multe dintre ele. Și mai e și hardul pe care majoritatea îl știți de la... Stați așa că nu știu care e. Unde ești, mă? Asta e. Majoritatea știți de la HD Gaming Ro, sau nu mai știu cum îl cheamă acum. Dar scriere și citire sunt destul de bune, nu se compară cu un SSD, vă dați seama, dar mie mi-a plăcut. L-am montat eu cu mâna mea. N-a fost greu de montat. Bine, m-am greunat un pic carcasa și șurupurile, dar asta e altă discuție. Și da, mai dat și pe asta 2.400.000. Știu, mulți dintre voi o să ziceți, bă, trebuia să-ți cumperi hard înainte de SSD. Asta mi-am zis și eu, dar... nașul meu, care e expert în calculatoare, mi-a zis să... fac roze SSD cât mai repede, că astea o să domine piața. Și m-am gândit, bă, hai să mi-l iau înainte să l-am asigurat decât să stau să strâng bani și să nu am destui. Pentru asta mi-a fost mai ușor să strâng bani. Așa. La accesorii. Pasta termoconductoare trebuie să o schimb, pentru că au trecut aproape 6 luni și vreau să o schimb din 6 în 6 luni sau și mai devreme. Microfonul, sincer, este o chinezărie de foarte bună calitate. Deci nu mi-a venit să cred cum mă aud. Că ai un trepied inclus și că e și pe... Parcă e un suport de ala de cameră de vloggeri, sincer. Ai 81 de lei acum, lor. I-am dat... Sau cam atât am dat. Whatever. 275 de grame, da, se simt. Și conține trepied, vine într-o cutie... Dacă pot să vă arăt. Într-o
cutie de chinezărie, de plastic, dar nu m-a deranjat, pentru că se aude ca lumea. Îmi îngroașă un pic vocea, dar la banii ăștia ce pot să cer mai mult decât să merg cu microfonul de pe căști. Tastatura, sincer, m-a descurajat faptul că avea iluminare doar backlight, nu și pe taste, dar... Ups. Dar da, se poate face și verde și albastru oceanic sau cum vreți să ziceți. Nu are macro key-uri sau ceva, dar are destul de multe funcții. De exemplu, poți să blochezi tasta de Windows sau alte taste. Poți să blochezi toate tastele în caz de vine vreun bebeluș la tine și tu faci ceva să nu ți apese nimic. Altceva. Căștile. Le-am dus mai multor colegi și au spus și ei că sunt foarte confortabile și le dau dreptate. Sunt foarte confortabile. Nu sunt, n-au cablu din ăsta textil. La mine sunt cu cablu normal, știți cum sunt cablul la căști. Căștile alea mici de urechi. Mamă, ce tânăr era Madalina. 110 de decibeli și 20.000 de herți se simt. Deci îți sparge urechile dacă gen melodia old school, cred că o știți și voi, de la Heterade. Mamă, păi îți rupe timpanul ăla. Și ultima periferică este mouse-ul și mousepad-ul, care what? Eu credeam că e 1600, ok, e 2000 de DPI. Are și mousepad și eu vreau și mousepad și mouse. Poți să-i selectezi DPI-ul, ceea ce e singurul lucru pe care m-a interesat. Mai are două butoane. Dacă și reușesc să vă arăt. Astea două. Dacă le vedeți. Și cablu, n-am probleme cu el până acum. M-am jucat și CSGO și tot ce vreți voi. La mine și-a revenit mousepad-ul, la unii nu și-a revenit, dar treaba lor. Deci, pe total, sunt mulțumit de el. Placa video oricum o să o schimb într-un an maxim 2, pentru că o să vină jocuri pe DirectX 12.1, o să se facă și DirectX 13 poate. Și asta nu are suport pentru 13. Sau, bine, tehnologia Vulkan e folosită, adică e procesată destul de bine de placa asta, da? Oricum. Și am așteptat o grămadă să-mi vină calculatorul, pentru că era de Black Friday și vă dați și voi seama că în depozitul Fan Courier era cei la fund de dușmanie, știți, vorba aia. Deci sper că v-a plăcut, că vi s-a părut interesat. Aștept de mult timp să fac videoclipul ăsta. Uite, hard disk extern. Deci, noi ne auzim. Sper să fac un live duminică, pentru că e ultima duminică dintr-o vacanță destul de mare. Pa, pa!